Președintele Igor Dodon insistă că acordul privind împrumutul din Rusia este unul corect și cheamă actorii politici din opoziție la discuții și reconciliere. Șeful statului spune că țara noastră are nevoie de banii de la Moscova și vrea să-și convingă și oponenții de acest lucru. Haideți să lăsăm luptele geopolitice, dezbaterile. Dacă considerați că ceva nu-i corect, haideți, eu sunt gata, hai ne întâlnim, discutăm. Cu oponenții politici, cu cine doriți. Haideți să vedem ce putem să găsim o soluție pentru ca oamenii să nu sufere. Chem la o conciliere, dacă doriți, la un consens, haideți să discutăm. Primii care au reacționat la invitația președintelui au fost reprezentanții grupului parlamentar Pro-Moldova. Andrian Candu îi sugerează șefului statului să aștepte hotărârea Curții Constituționale, care se va pronunța săptămâna viitoare pe marginea constituționalității acordului privind ratificarea creditului rusesc în valoare de 200 de milioane de euro. Într-un mesaj video, Candu îl îndeamnă pe Dodon să renunțe la limbajul agresiv la adresa opoziției și a magistraților în altei curți. Igor Nicolaevici, noi nu putem, noi, opoziția parlamentară, să fim concilianți cu ilegalitățile și cu schemele și cu abuzurile pe care vreți să le faceți. Vreți să luați bani de la Federația Rusă și să vă faceți campanie electorală? Și noi v-am oprit și ați intrat cumva într-o anumită euforie și anumită frică? În pandemie, nimeni nu a anulat Constituția și nimeni nu a anulat statul de drept. Legea privind ratificarea creditului rusesc a fost votată în Parlament joia trecută de socialiști și democrați. Opoziția a criticat dur acordul de împrumut pe care îl consideră scump, păgubos și cu tentă electorală. În consecință, deputații grupului Pro-Moldova a sesizat Curtea Constituțională pe marginea acordului cu Rusia, pe motiv că atentează la suveranitatea națională, iar unele prevederi contravin principiilor economiei de piață. Drept urmare, Înalta Curte a suspendat legea pentru ratificarea acordului rusesc. Ulterior, PAS și PPDA au contestat la Curtea Constituțională acordul de împrumut și insistă pe nerespectarea procedurilor de negociere și semnare a acestuia. Cele trei sesizări vor fi examinate la pachet în data de 7 mai.